este de fapt un întreprinzător? Păi cineva care, de exemplu, vede un câmp gol și spune acolo va fi un hotel cu un restaurant și o piscină. Cine este un inventor? Cineva care descoperă ceva din care oamenii au nevoie e, în ciuda faptului că tot restul lumii spune că e imposibil, găsește o cale de a-l face. Deci, te-ai gândit vreodată că toți inventorii, inovatorii, întreprinzătorii sunt niște nebuni cu alucinații? Și care este nebunia ta? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune omul care aduce performanța. Și data fiind că de multe ori pentru performanță avem nevoie de inovație, de creativitate și chiar de o doză de nebunie, hai să vedem un moment despre ce e vorba. Dacă omenirea nu ar fi avut o doză mare de incapacitare, nesimțire și nebunie, încă am trăit în pădura pe copaci. Adică la un moment dat cineva s-a gândit că era mai inteligent să plante semințe în pământ decât să se plimbe prin toată pădura, cineva s-a gândit că în loc de a vina animale era mai inteligent să le crești și să le mănânci, cineva s-a gândit că era mai bine să ai focul, apa caldă, să ai toate lucrurile tehnologice pe care le avem. Fiecare dintre aceste inovații s-a luptat cu rezistența, cu neîncredere, cu scepticism. E clar că de multe ori se e o greșeală de bază, adică data fiind că toate invențiile, practic toate invențiile, s-au lovit cu lipsa de încredere și scepticism, avem tendința de a gândi că de fiecare dată noi ne lovim de scepticism și neîncredere, avem o idee genială. Din păcate nu este așa, adică există milioane de invenții care nu au avut niciodată cel mai mic succes pentru că erau chiar nesimțite și chiar nebune. Aceste spus este un lucru interesant de văzut, chiar dacă ne uitam la lucruri mărunte. Noi de multe ori ne lovim în imaginația noastră de faptul că ideea e foarte imprecisă. Ieri vorbeam de vis, dar un vis, prin definiție, e foarte vag. E un ceva care ne dă o inspirație, ne dă o idee, dar nu știm exact să-l definim. Acum este pe Facebook. Facebook, ne place sau nu, este ideea cea mai de succes din toate vremurile, că în toată istoria nu există ceva care este folosit de, mi se pare, 3 miliarde de oameni sau așa ceva. E, te uiți la Facebook de astăzi și vezi că are un anumit look. Dar fa un experiment banal. Caută, se găsește prin Google, apropo de Google vorbim și de el, cum arăta Facebook acum 10 ani, acum 12 ani. Dacă te uiți cu ochii de astăzi, apare ridicol, apare rudimental, plin de greșeli, urât. Dacă te uiți la Google, cum era la început, era oribil. Să nu vorbim de Yahoo, primele motoare de căutare. Și asta doar vorbim de niște chestii cum s-au mutat în câteva zeci de ani. Primele telefoane erau niște caramize așa. Deci, toate lucrurile, și vorbim strict de tehnologia, au început ca niște idei cu niște greșeli, niște proiecte, niște sisteme care foarte repede au devenit depășite, dar au început. Dacă Facebook ar fi așteptat să aibă puterea și performanța și capacitățile pe care le are astăzi, înainte de a ieși pe piață, nu ar fi avut cel mai mic succes, încă ar fi probabil în starea de dezvoltare.
De ce spun asta? Pentru că, cum am zis, noi ne place să vedem proiectul întreg. De multe ori, noi suntem obsedați cu business plan, cu obiective și proiecte și planuri să fie foarte precise, ni se bate la cap că tot trebuie să fie, pentru că avem mentalitatea asta de a prezenta proiectul la banca pentru finanțare. Dar, repet, asta merge când se face ceva banal. Eu știu, vreau un restaurant, vreau o clădire, vreau să clădești ceva normal, ceva experimentat. Deci eu am de unde să știu și eu de unde să înveț. Dar când fac ceva într-adevăr nou, chiar e nevoie de o doză de nesimțire și mult curaj pentru a sperimenta. În ciuda evidenței, în ciuda criticii, în ciuda negativismului. Și pentru asta, într-adevăr, e nevoie de o doză mare de nebunie și nesimțire. Acum, întrebarea este: cât de încredere ai în ideea ta nebună pentru a face față la scepticism, la criticii și la negativismul altora? O zi bună în continuare!